Este de notorietate faptul că multe spitale din România, construite în anii comunismului, fără posibilitate de organizare corespunzătoare a unor circuite medicale, stau blocate de câteva zeci de bolnavi infestați cu virusul SARS-CoV-2, în timp ce restul unităților sanitare sunt sufocate de alte patologii. Este și situația Spitalului Județean de Urgență de la Neamț, care, din luna martie, funcționează ca spital de îngrijire a bolnavilor infectați cu virusul COVID. La conferința de presă organizată de prefectul George Lazăr în cursul acestei săptămâni, acesta a prezentat presei locale demersurile fără succes ale autorităților locale de redeschiderea Spitalului Județean Neamț pentru îngrijirea bolnavilor de alte patologii și transformarea Spitalului Orășenesc din Târgu Neamț în spital suport COVID. Avem prima adresă din 23.06.2020, deci de luna trecută, din iunie, prin care Direcția de Sănătate Publică Neamț a propus Ministerului Sănătății scoaterea Spitalului de Urgență Piatra Neamț din lista spitalelor suport COVID pentru pacienții testați sau suspecți cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și desemnarea Spitalului Orășenesc Sfântul Dimitrie Târgu Neamț ca spital suport pentru pacienții testați sau suspecți cu SARS-CoV-2. Această cerință este o cerință legitimă, structurată în mai multe adrese și în studii clinice sau epidemiologice de către specialiștii ai Direcției Sănătate Publică Neamț. Astfel, ca o scurtă cronologie, dacă vreți, prima dată în 23 martie, conform recomandărilor venite de la Ministerul Sănătății, deci când am fost la începutul pandemiei de coronavirus, Direcția Sănătate Publică Neamț a solicitat și stabilit la acel moment către Ministerul Sănătății ca Spitalul de Urgență Roman să devină spital suport COVID. În urma apariției unui focar în noul context COVID la Spitalul de Urgență Neamț, în compartimentele medicale și chirurgicale, respectiv personal medical cât și pacienți, a determinat reanalizarea soluției alese, adică a Spitalului Roman, și s-a stabilit la propunerea Direcției Sănătate Publică Neamț și respectiv în ordinea Ministerului Sănătății ca Spitalul Județean de Urgență Neamț să fie stabilit ca spital suport COVID și astfel a apărut Ordinul 555/2020 al Ministerului Sănătății. La Spitalul Județean Neamț, săptămâna aceasta, se află internați 21 de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 și 32 de suspecți, în timp ce 860 de paturi din toate secțiile stau blocate. Astăzi suntem în următoarea situație la Spitalul Județean Neamț. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are astăzi internați 21 de pacienți pozitivi SARS-CoV-2 și 32 de pacienți suspecți. Deci vorbim doar de suspecți care sunt testați pentru COVID-19, fiind ocupate astfel 6%, doar 6% din totalul numărului de paturi. Iar la Spitalul de Pneumo Fiziologie Bisericani, nu mai avem internat niciun pacient COVID-19. Începând cu 1 aprilie, anul curent, în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au fost internate aproximativ 687 de persoane pozitive SARS-CoV-2 și 995 de suspecți. Numărul maxim de internare a fost înregistrat în perioada 20 aprilie, când au fost internate 319 persoane. Prin adresa 20423 din 19.06.2020, Spitalul de Urgență Piatra Neamț a solicitat către Direcția Sănătate Publică Neamț redeschiderea unor secții chirurgicale și, în continuare, Spitalul Județean să fie rămas spital suport COVID-19, doar că soluția propusă de Spitalul Județean Neamț a fost considerată ca și soluție neconformă din punct de vedere epidemiologic, întrucât circuitele propuse pentru cazurile COVID-non-COVID nu pot fi complet separate de datorită arhitecturii și infrastructurii spitalului. Deci, în mod clar, specialiștii de la Direcția Sănătate Publică, doctori epidemiologi, nu au dat sau nu și-au asumat redeschiderea parțială a Spitalului de Urgență Piatra Neamț, pentru că exista riscul de contaminare între pacienții COVID și non-COVID. Prefectul George Lazăr a făcut demersuri personale pe lângă Ministerul Sănătății pentru aprobarea redeschiderii Spitalului Județean și pentru mutarea bolnavilor COVID la Spitalul din Târgu Neamț. Spitalul Județean Sfântul Dimitrie din Târgu Neamț are o infrastructură cu 260 de paturi, secție de boli infecțioase, compartiment ATI,
specialități de bază medicale și chirurgicale, laboratoare de analize medicale, radiologie și poate asigura tratamentul patologiilor asociate pentru pacienții suspecți COVID. 19 și iar în 10 iunie a fost pus în funcțiune și aparatul de tip real-timer PCR la Spitalul Sfântul Dimitrie din Târgu Neamț. Există clar și logistică din partea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, care va pune cu titlul de împrumut, dar cu titlul gratuit, în mod clar, aparatura necesară suplimentară de tip ventilatoare, injectomate, monitoare sau alt tip de aparatură celor de la Spitalul Târgu Neamț. Neprimind niciun răspuns până în acest moment de la Ministerul Sănătății, astăzi, în data de 7-a, Direcția Sănătate Publică Neamț a făcut o nouă adresă, o nouă documentație și o revenire practic la adresa din 2306, prin care cerem în mod clar redeschiderea Spitalului Județean Neamț. Consider în mod personal, dar din discuțiile pe care le-am avut cu foarte mulți doctori sau cadre medicale, atât din Piatra Neamț, cât în general și din județ, cu pacienți, cu specialiști din cadrul Direcției Sănătate Publică Neamț, nu mai există o filozofie corectă astăzi, din punctul meu de vedere, ca Spitalul Județean Neamț să rămână în continuare un spital închis cazuisticii generale și să asigure doar suport COVID în contextul în care avem 21 de persoane care sunt internate. Spitalul Județean Neamț, din punctul meu de vedere, și o cer ferm și am făcut și noi, Instituția Prefectului Județului Neamț, adresă la Ministerul Sănătății, să fie redeschis în totalitate, cazuistica, patologia generală pe care pacienții o au să fie tratată la cel mai mare spital din județul Neamț, spitalul de la Roman să rămână în continuare deschis pentru tot ce înseamnă cazuistică, pentru că în momentul de față este un spital supraaglomerat. Nu văd nicio logică de ce pacienți din ce înseamnă Valea Muntelui, Târgu Neamț, toată zona Piatra Neamț încarcă astăzi Spitalul Roman. Pentru că Spitalul Piatra Neamț este închis. În mod normal, Spitalul Piatra Neamț trebuie deschis. Asta o spun atât în interesul sănătății publice, în interesul pacienților care au probleme de sănătate și o adresabilitate la Spitalul Județean Neamț și pentru descărcarea sau degrevarea activității medicale curente la Spitalul Municipal Roman. În cursul acestei săptămâni, pe secțiile Spitalului Municipal de Urgență Roman erau internați 466 pacienți din județele Neamț, Iași și Bacău, doar 219 romașcani fiind îngrijiți în unitatea sanitară. La Spitalul Municipal de Urgență Roman sunt internați 466 de pacienți. Cele mai aglomerate secții sunt chirurgia generală, unde sunt internați 81 de pacienți, ortopedie traumatologie cu 42 de pacienți, medicina internă 51 de pacienți și OG 36 de pacienți. Pe secția psihiatrie acuți sunt 23 de pacienți, la ATI sunt 17. Dintre persoanele internate, 217 sunt din județul Neamț, dar ca și domiciliu aparțin de spitalele din Piatra Neamț, Bicaz sau Târgu Neamț, 15 pacienți au domiciliu în județul Iași, 14 sunt din județul Bacău și o proaspătă mămică este din județul Botoșani. 219 pacienți sunt internați astăzi în Spitalul Municipal de Urgență Roman, din zona Romanului sau din apropiere, mai exact din zona de acoperire a Spitalului Municipal de Urgență Roman.